Stimați cetățeni, stimați reprezentanții mass-mediei, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației la briefingul de astăzi. Aduc în atenția opiniei publice un subiect foarte important, dar care de-a lungul timpului a fost ignorat cu părere de rău de către autorități. Ori pe termen mediu sau lung, nesoluționarea acestei probleme poate avea consecințe foarte grave atât asupra sănătății populației, cât și asupra mediului înconjurător în general. Este vorba despre colectarea deșeurilor medicale, produse atât de persoanele fizice cât și de instituțiile medicale, dar și despre colectarea produselor farmaceutice și parafarmaceutice expirate. Medicamentele expirate fac parte din categoria deșeurilor menajere periculoase. De aceea este important ca ele să nu ajungă la groapa de gunoi, în apă, în sol, dar să fie predate instituțiilor farmaceutice pentru nimicirea completă a lor. Din păcate, constatăm că majoritatea medicamentelor expirate provenite de la populație sunt aruncate haotic pe sol, în tomberoanele de deșeuri, ajungând în groapa de gunoi sau în sistemul de canalizare. Medicamentele conțin substanțe chimice active și odată ajunse în mediu pot contamina solul, apa, aerul. Evident că medicamentul expirat fiind aruncat și ajungând pe sol, sub influența ploii, zăpezii, se dizolvă contaminând astfel solul și nu doar solul, dar toată vegetația care crește pe sol, legume, fructe, vegetație care este pentru hrana animalelor, păsărilor și așa mai departe, contaminând mai departe și apele subterane. Riscul ca efectele negative acestui proces poluator asupra sănătății populației să fie puternic resimțit de noi, de toți, este semnificativ, având în vedere că o mare parte din populație folosește apa din fântânele de mină, din izvoare, care nu este supusă preventiv tratării. În aceste condiții poate apărea pericol iminent de creștere a numărului de îmbolnăviri sau, așa cum denotă studiile elaborate de către specialiști în domeniu, să creeze o rezistență destul de puternică la antibiotice. Expunerea oamenilor, după cum am mai spus, la substanțele chimice din medicamentele expirate ajunse în mediu, se face prin apa de băut, prin rezidurile existente în legume, fructe, pește, carne și multe alte produse alimentare pe care noi le consumăm. Menționez că actualmente, în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, activează Serviciul Nimicire Medicamente, așa se numește serviciul, care organizează, supraveghează și efectuează nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat și cu deficiențe de calitate. Mai mult ca atât, prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ordinul numărul 9, încă din ianuarie 2006, a fost aprobat regulamentul cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficiențe de calitate sau fără documente de origine. Repet, încă din 2006. Astfel, conform prevederilor acestui regulament, instituțiile medico-sanitare și întreprinderile farmaceutice, indiferent de forma de subordonare și proprietate, vor organiza evidența și transportarea medicamentelor cu termen de valabilitate expirat către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru nimicirea inofensivă a acestora, în conformitate cu procedurile stabilite deja de nimicire inofensivă aprobate prin ordinul agenției. În acest sens, vreau să scot în evidență faptul că, deși există o practică de nimicire a medicamentelor expirate, totuși aceasta se aplică doar pentru medicamentele expirate, colectate de la producători, distribuitori de medicamente sau farmacii. Însă, o soluție legislativă clară pentru colectarea și nimicirea medicamentelor expirate provenite de la populația țării, la moment nu există, fapt care trebuie remediat cât mai curând posibil.
Luând în considerație cele menționate, propunem atenției dumneavoastră un proiect de lege care va asigura mecanismul necesar pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor medicale generate atât de instituțiile medicale și farmaceutice, cât și de cetățenii din Republica Moldova. Respectiv, se propune completarea legii cu privire la activitatea farmaceutică cu prevederi normative care să asigure posibilitatea pentru consumatorii de medicamente să depoziteze gratuit la întreprinderile și instituțiile farmaceutice medicamentele, produsele farmaceutice și parafarmaceutice expirate sau deteriorate. Astfel, prin instituirea serviciului de colectare de la populație a medicamentelor expirate, în cadrul farmaciilor urmează să fie amenajate urne speciale destinate colectării și păstrării medicamentelor pentru un anumit termen până la nimicirea medicamentelor expirate, conform normelor și cerințelor aprobate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Responsabilitatea pentru gestionarea și exercitarea controlului serviciului de colectare a medicamentelor, produselor farmaceutice și parafarmaceutice expirate sau deteriorate urmează să-i revină Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Totodată, agenția va avea responsabilitatea să asigure instituțiile farmaceutice cu urne speciale predestinate colectării medicamentelor, produselor farmaceutice și parafarmaceutice expirate sau deteriorate. Vreau să atrag atenție că în proiect se menționează și faptul că se interzice returnarea medicamentelor utilizate, deteriorate sau expirate către producător. De asemenea, propunem modificarea codului contravențional pentru a stabili sancțiuni pentru persoanele cu funcții de răspundere și pentru instituțiile farmaceutice care nu se vor supune noilor cerințe de colectare gratuită a medicamentelor expirate provenite de la populație. Totodată, venim cu modificarea și la legea medicamentelor de uz veterinar pentru a uniformiza practica de colectare a medicamentelor expirate și de către farmaciile veterinare. Astfel, depozitele și farmaciile veterinare vor fi obligate să afișeze la loc vizibil anunțul privind colectarea gratuită a medicamentelor de uz veterinar expirate și vor asigura colectarea acestora. În acest caz, controlul asupra exercitării acestor cerințe îi revine Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentară. Menționez că proiectul deja a fost înregistrat și va fi supus dezbaterilor publice, lărgite, cu participarea tuturor persoanelor interesate, societății civile și în cazul dacă vor fi propuneri, careva obiecții deci de îmbunătățirea acestui proiect, ele vor fi luate în considerație. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc!